Romanian and to the goal just provided the translation. Eu vă mulțumesc că ați venit la conferința de presă prelejuită de vizită ministrului de externe al Lituaniei, domnul Adonis Adžibalis, un foarte bun prieten și al Republicii Moldova, dar sunt mândru să spun și al meu personal. Nu este prima vizită a domnului ministru, s-a aflat cu mai multe ocazii la Chișinău, ceea ce vorbește despre faptul că avem un dialog extrem de intens. Sigur că această vizită, într-un fel, e prelejuită și de cei 20 de ani de relații diplomatice, deși noi și aici avem o relație foarte interesantă cu Lituania. Țineți minte, Moldova a fost prima țară, fiind atunci încă o republică sovietică, care a recunoscut independența Lituaniei și, încât știu eu, prietenii noștri lituaneni apreciază în mod special curajul conducerii de atunci al Moldovei. Ce sunt foarte bucuros este că în 2 ani și jumătate de când s-a schimbat puterea în 2009 la Chișinău, avem o relație extrem de intensă, un dialog politic plin de substanță, care se reflectă și în vizitele. Și primul ministru lituanian a fost la Chișinău și președintele Letoniei, domnul ministru pe toate rânduri. Primul ministru Moldovei a fost la Vilnius, delegații parlamentare, subsemnatul la fel. Ceea ce este foarte important este că Lituania sprijină nu doar la nivel declarativ obiectivul nostru de integrare europeană, ci într-o manieră foarte concretă. Astăzi vom avea deja a treia rundă de discuții pe probleme de integrare europeană în cadrul declarației care a fost semnată între Republica Moldova și Lituania. Aceste runde de discuții pe domenii foarte precise, cum ar fi fitosanitaria, cum ar fi achizițiile, cum ar fi guvernarea electronică, ne ajută pe noi să preluăm cele mai bune experiențe. Ne ajută pe noi să nu repetăm greșelile altora, ci să preluăm cele mai bune practici, să preluăm cele mai bune standarde. Astăzi, cu domnul ministru, vom avea ocazie la finele acestei ședințe să trecem în revistă discuțiile de astăzi, dar și de la ședințele precedente. Sigur că am vorbit despre relația bilaterală, sigur că am vorbit în mod special despre faptul că trebuie să ne axăm pe intensificarea schimbărilor comerciale și mă bucur să constat că există o tendință foarte pozitivă. Am vorbit și despre o investiție mare lituaniană care sperăm că se va veni în Republica Moldova creând locuri de muncă, creând producție aici produse în Republica Moldova și care va servi și un potențial bun de export. Dar bineînțeles că am vorbit și despre relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și rolul extrem de important al Lituaniei în acest sens. Aduceți-vă aminte că Lituania a fost printre cele 4 țări care a lansat inițiativa de a crea grupul prietenii Moldovei în Uniunea Europeană. Lituania a fost alături de noi și ceea ce am discutat deja astăzi și după aia vom mai continua discuțiile, cum să beneficiem de acest sprijin pentru a avansa pe calea reformelor pe de-o parte acasă, pe calea modernizării Republicii Moldova, dar și pe calea avansării și apropierii de Uniunea Europeană. Încă o dată vreau să-i spun un foarte călduros bine a venit domnului ministru, să-i doresc o zi frumoasă aici la Chișinău și să-mi exprim convingerea că această comunicare pe care o avem astăzi sub nicio formă nu este ultima, ci va fi un pas important și un element important în acest dialog plin de substanță între Republica Moldova și Lituania. Thank you. It works? It's on. Thank you, Yuri. It's always a pleasure for me to be here. First of all, I just would like to say that our interest to Moldova is quite selfish, because we remember from the Middle Ages when our grand dukes had always a problem with your Stefan Chilmare, and we've decided it's better to be friends instead of fighting. Mersi mult, Yuri, să fiu aici, îmi pare o plăcere să fiu aici la Chișinău și avem un obiectiv un pic mai egoist în cazul dat, care încă se trage din evul mediu, când cnezii lituanieni se luptau și, de fapt, aveau probleme cu Ștefan cel Mare și acum suntem aici să comunicăm și să fim prieteni. But the outcome of those battles was small as to the benefit of both sides. Yes, yes. But now a few words, of course, about how I see the situation now in Moldova. First of all, as I've said to my colleague, the miracle has happened. The last year when I was here, when we met in Vilnius, of course, Moldova wasn't on such a strong path towards Europe. I mean, now you are
successfully negotiating an association agreement. You've started the CFTA discussions and negotiations on that. And I think that visa liberalization is also on the track, and just small piece of legislation which I would think that Moldova successfully will pass, and it will open really the door to the visa facilitation, visa liberalization with Moldova and EU. It's very good. Domnul ministru, deci data trecută când ne-am văzut, dumneavoastră ați spus că miracolele se întâmplă și experiența de până acum demonstrează că miracolele s-au întâmplat și continuă să se întâmple. Sunt mai multe realizări a Republicii Moldova de atunci până acum care sunt în toi, deci sunt negocierile pe marginea acordului de asociere, acordul de comprehensiv pentru liber de liber schimb aprofundat și comprehensiv cu Uniunea Europeană, acordul de liberalizare a regimului de vize, care mai există o mică parte a un proiect de legislație care urmează să fie aprobat și care va deschide noi perspective în sensul negocierii pe marginea vizelor. And I do remember our chairmanship of OSCE, and I remember how the situation was in Transnistria at that time. And really, I remember the last meeting in Germany when we, together with German friends and with both sides of leadership from left and right wing of Dnipro, decided to resume the official negotiations. And now we see the real good results. First of all, I really would like to praise the last meeting in Vienna, where you agreed on principles and procedures. This is a very important, and we are really commend that. And also, I think today is a very symbolic day, because today your Prime Minister is in another side of, let's say, part of on the left side of Dnistru River, and taking part in official ceremony of opening renewing the railway. The connection, and this is a very highly symbolic, and I really would like to praise your efforts, which of course with support of the international community, 5+2 goes towards the reintegration. Domnul ministru, deci mă amintesc când Lituania a ținut președinția OSCE-ului și a fost multe discuții, negocieri pe marginea conflictului transnistrian și a fost o reuniune foarte constructivă în acest sens în Germania, care de fapt a pus bazele pentru relansării negocierilor oficiale în formatul 5+2 și ne bucurăm să vedem că realizările continuă pe marginea respectivă. Ultimele negocieri în format oficial au avut loc recent în Viena, care de asemenea au pus bazele pentru și au stabilit principiile de comunicare pentru viitor și mă bucur că chiar în ziua de astăzi primul ministru Republicii Moldova este în această regiune și participă la ceremonia oficială de relansare a tronsonului de trenuri în această regiune. Întrebări? Pentru domnul Iureleancă, o întrebare. Ați vorbit despre o investiție lituaneană în Republica Moldova. Despre ce este vorba? Ce sumă, ce investitori? Și dacă îmi permiteți și o întrebare pentru oaspetele nostru, domnul ministru de externe al Lituaniei. Dumneavoastră ați fost reprezentatul special al OSCE pentru Transnistria. Și în acest context vreau să vă întreb ce părere aveți vis-a-vis de federalizarea Republicii Moldova cu scopul de a soluționa conflictul transnistrian. Mersi mult. You know, I think the question what kind of agreement will be reached to reintegrate Moldova, to keep the Moldova's territorial integrity depends on negotiation. Chestiunea care ține de acordul de reintegrare a Republicii Moldova trebuie să fie bazat pe menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova și trebuie să fie obținut în cadrul negocierilor. And not for me to say what kind of outcome should be reached. Și nu este pentru mine să spun ce rezultat trebuie să fie obținut. But I firmly believe that Moldova should
keep its territorial integrity and should resolve, and I hope will resolve successfully, the reintegration of both parts. Și eu sunt sigur că orice soluție trebuie să fie în contextul menținerii integrității teritoriale a Republicii Moldova și sunt sigur că Republica Moldova trebuie și va reuși să reunească ambele maluri. La prima dumneavoastră întrebare, nu vreau să vin cu prea multe detalii și știți să nu divochem. Dar e vorba despre investiție substanțială, în valoare, dacă nu mă înșel, de 20 de milioane de dolari. Vă dați seama că doar cifra respectivă vorbește despre anvergura investiției, despre câte locuri de muncă vor fi create și din tot ce pot să vă zic acum, domeniul este agroindustrial. Deci este exact domeniul în care am avea aceste avantaje competitive și prin aceste investiții și know-how-uri avansate vom putea să beneficiem de potențialul pe care îl avem. Așa că tot ce pot să-mi doresc este să finalizăm cu succes acest proiect. Atât? Eu vă mulțumesc foarte mult, o zi bună, vă doresc în continuare. Yes.